sigur, le găsiți la casa de bilete. Da, am înțeles. O seară bună, sănătate, numai bine. Mulțumesc. La revedere, la revedere. Ce și taci din gură, da? Dumneavoastră, când ați apărut? Pe piața muzicală sau aici, în agenția de bilete? Poftim? Nu pofti la noi, poftește la Donșoara. Sanchi, să rămână. Iertați-mă, ce doriți? 3 bilete. Bun. La ce? La business class. Îmi pare rău, nu vindem bilete de avion. Dar de care? De tramvai? Nu, nici de tramvai. Băcuță, n-ai zis tu că știu un loc unde să luăm bilete de avion? Păi du-te-n scrie afară, ce zic? Iertați-mă, aici se vând bilete la spectacole. La ce spectacol? La orice fel de spectacol. Vreau și eu 3 bilete la un spectacol de-al meu. Domnul Guță, să știți că sunt aici de azi dimineață. Chiar nu mai îmi arde de glume. Iertați-mă, da. Dânsul e cu dumneavoastră? Da, e Sorinel Sanchi. Păi și atunci de ce stai așa? Nu auzi, mă, că te întreabă domnul de ce stai așa? Cum așa? Unde, domnule, să întoarcă scaunul? Sorinele, întoarce scaunul. Sanchi. Întoarce-l, adică invers. Sanchi. Spune-i, domnule, să stea jos. Sanchi. Doamne Dumnezeule, mă omule, stai jos pe scaun, așa cum stau și eu. Sanchi. Aoleu. Dar de cântat să știți că cântă bine. S-a așezat așa săracul că așa a găsit scaunul când a intrat. Noi maneliștii nu ne place să mutăm mobila prin casă. Hai că cu voi doi mai au încă doi și fac un trio. Sanchi. Am înțeles, dar el de ce e galben? Ce are, hepatită? Nu, e copilul de aur, Sanchi. Copilul de aur? Nu. Mistic. Nu vreau fistică, mi se aplec. Aoleu, simt că mă ia durerea de cap, nu mai pot. Nu vă supărați, aici era dumneavoastră să fumează? În agenția noastră de bilete nu aveți voie să aprindeți țigară. Ce bine că eu fumez trabuc, Sanchi. Domnilor, doriți vreun bilet la vreun spectacol, da sau nu? Ce am zis eu că nu luăm? Perfect, bun, spuneți-mi în care seară doriți. Acum, joi, Sanchi. Perfect. Acum, joi, Sanchi. Joi seară vă pot da la operă, la nunta lui Figaro. Figaro, stai, țigan de-al nostru, mă? De ce? Păi cine dracu face nuntă joie? Nu, domnule, Figaro nu e țigan. Iertați-mă o secundă. Sorinele, bă, prostule, ce funii mei carcaletele. Fii atent aici așa. Dacă domnul e drăguț și ne dă numărul lui Figaro ăsta, joi seara cântă la el la nuntă. Domnule, nu vă pot da numărul de telefon al lui Figaro. Cum e tre? Ne refuz pentru că nu știi ce program are băiatul ăsta, micu. Sorinele, ia fă-ți atât talentul ăla tău. Am mare talent. Talent scris pe frunte de la bunul Dumnezeu. Ascultă aici. Bagă. Am făcut tot. Zilele mele, visele mele, yes. Și nopțile, zile, zile, zile. Am uitat textul ăsta. Am uitat textul, fătul z***. Nu mai pot, simt că nebunesc. Vă dau la teatru. Vreți la teatru? Vă dau la teatru. La spectacolul joi seară e 3 surori. E 3 surori. Sunt 3 surori. Nu, domnule, joi seară e spectacolul 3 surori. Nu vreau. De ce? Am văzut prima parte de căcat. Care e prima parte? Prima parte de la 3 surori. Care e prima parte de la 3 surori? Bă, asta e chiar 3 fraze de belea. N-are nicio legătură, n-are nicio legătură cu spectacolul 3 surori. Colegule, dar nu mai fi așa reticent, că îți pleznește vreo venă la cap. Sorinele, tată, vrei 3 surori? Nu, boss, că am deja 2 surori și un frate, sunt deja înghesuiți acolo. Ești tolomac la cap, vrei la 3 surori? Nu, boss, haideți să începem cu una, că mâine am cântare, suntem obosiți, nu facem față. După ce că ești un țigan borât care cânti manele și mai uși și textul, da, mai ești și prost la cap. Da. Unde să joacă? La teatru foarte mic. La teatru foarte mic? Păi și noi unde îl găsim? Pe bulevard! Teatru foarte mic aparține de teatru mic. Și teatru mic de teatru mijlociu. Nu există niciun teatru mijlociu. A trecut direct la ala mare? Nu, Doamne Dumnezeule, simt că îmi pleznește capul, nu mai pot. Viorica! E Viorica de la Clejele aici și... Nu, domnule secretara, Viorica, te rog eu frumos, ajută-mă că nebunesc. Atunci poate la operetă. Perfect, bună idee. Domnilor, vreau să vă întreb ceva. Vă place muzica?
E viața noastră, Sanchi. Super! Atunci, joi seară, la operetă, vă pot da la Liliacu. Mănânci căcacul polonic. Mai că mai florerea să n-am văzut picior de Liliac în decembrie. Dom'le, te rog eu frumos, Mate, ești nebun? Ești nebun? Spune! Măi, cuță, dar prost, bă, ești! Liliac e șoarecele la care zboară prin copaci și ți se prinde. Băr, frățică, uite-te și tu cu ce inculț am eu de-a face acum. Nu merg, frate, la nicio operetă așa. Doamne, zi-mi că nebunesc la operetă, nu? Nu la teatru, nu la operă, nu la ce, la ce să vă dau? Ha! Vă dau la film. Spuneți, la film, la film, vreți la film? Da. Da. Nu. Da. La ce fel de film? Ceva cu bătaie, cu sânge, acțiune, bam, bam, Sanchi. Superb, superb. Joi seară la Cinematecă este un documentar despre mineriadă. Nu vreau. De ce? M-a bătut odată un miner. La mineriadă? Nu, la el în dormitor, m-a prins cu nevastă. Doamne, 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 nu mai pot. Simt că-mi crapă capul, înnebunesc, nu mai pot. S-a închis, s-a închis, s-a terminat ora de program, îmi pare rău. M-ați adus la disperare, vă rog eu frumos, ieșiți, ieșiți afară, acum, afară! Nu vă supărați, v-aș ruga totuși pentru numărul lui băiatul ăla, Figaro. 0798-252-49. Da, du-se repede, că aveți doi cântare. Sachi! Să trăiți, pa, ești la cântare, pa.